Pătrundem astăzi într-o lume a frumosului, feminității și a iscusinței desăvârșite, cea a vechilor broderii. În lipsa surselor de documentare, privind meșteșugurile artistice medievale, tradiția ne transmite informația că broderiile erau realizate de doamnele, adică de soțiile voivozilor Moldovei și țării românești. Prima doamnă recunoscută la noi drept o artistă a acului a fost chiar soția lui Neagoe Basarab. Este știut faptul că anumite palate medievale aveau rezervate în aripa dedicată femeilor, în colțul cel mai luminos al construcției, un spațiu dedicat atelierului de broderie. Aceste cusături de lux erau destinate mai ales veșmintelor purtate la curțile domnești și reflectau imaginea elitelor vremii, dar puteau avea și o funcție pur decorativă. Despre maestrii acestei arte știm la fel de puține lucruri, deși tradiția broderiilor doamnei de Spina sau cele atribuite quasi-legendar altor renumite soții de voivozi ascund în ele cu siguranță și anumite realități istorice. Milița, soția lui Neagoe Basarab, era supranumită de Spina, care în grecește înseamnă împărăteasă, și era urmașă a ultimilor despoți sârbi din familia Brancovici. Milița de Spina aduce cu ea la curtea țării românești nu doar un trecut de glorie cu pretenții imperiale, dar cel mai probabil și comunitatea de artiste ale acului care îi ținuseră companie la curtea părinților săi. Cu ajutorul lor, reușește să instaleze în țara de adopție primul atelier local de broderie. Din lista generoaselor daruri ale Sfântului Voievod Neagoe Basarab și ale soției acestuia pentru bisericile din țara românească și din întreg Orientul creștin, se pot cu greu număra câteva văluri sau veșminte liturgice și arhierești brodate ce s-au păstrat la Muntele Athos, Kremlin, Belgrad și la București. Un dar minunat este reprezentat de mânecuțele de la Govora. Ele sunt clasate de specialiști în categoria veșmintelor liturgice, deși, la origine, făceau parte din costumul imperial bizantin, împodobit cu un decor foarte prețios, realizat din fire de argint aurit, aplicate peste un strat de mătase colorată, în general de culoare roșie. Tema iconografică cel mai des folosită în cazul mânecuțelor este Buna Vestire. Mânecuțele de la Govora lansează și încetățenesc în literatura de specialitate internațională, încă de la începutul veacului trecut, un motiv decorativ specific spațiului românesc, un anume tip de vrej împletit în jurul unei flori stilizate, ce sugerează o cruce. O altă broderie de o calitate tehnică și artistică excepțională, ieșită din atelierul doamnei de Spina, este cu siguranță vălul de mari dimensiuni păstrat în muzeele Kremlinului de la Moscova. Brodat cu scena coborârii de pe cruce, el a făcut parte dintr-un ansamblu de două broderii monumentale. Cea de-a doua, cu tema plângerii, din păcate, s-a pierdut. Cele două piese au ajuns în Rusia în secolul al XIX-lea, fiind aduse de niște călugări de la Muntele Athos, dar cel mai probabil au decorat la origine Biserica Mănăstirii Argeșului, despre care cronicile vechi spun că ar fi fost înzestrată de doamna de Spina cu multe alte broderii prețioase. Calitatea excepțională a decorului brodat, expresivitatea desenului, jocul savant al compoziției și petelor de culoare arată din plin exigențele și caracterul exemplar al școlii de broderie de la curtea lui Neagoe Basarab, ce ne uimește și astăzi prin frumusețea sa desăvârșită.